Propunerile legislative ale unor afiliați UDMR pentru autonomia Ținutului Secuiescă sunt toxice și trebuie respinse imediat. Este cererea făcută de premierul Marcel Ciolacu spre Camera Deputaților. Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut președintelui interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, respingerea inițiativelor UDMR care vizează autonomia Ținutului Secuiesc. Am propus președintelui Camerei Deputaților să ia măsuri rapide, astfel încât inițiativele toxice ale unor afiliați ai grupului UDMR să fie respinse de urgență la nivel legislativ. Astfel de propuneri legislative izolate care vizează autonomia Ținutului Secuiesc sau autonomia culturală pe criterii etnice nu au ce căuta într-un stat democratic. Această discuție, care apare odată la ceva timp, nu își are rostul, a cerut premierul. Afirmațiile premierului au venit în contextul în care în Parlament a fost depus recent un nou proiect pentru autonomia Ținutului Secuiesc, iar președintele UDMR, Kelemen Hunor, a motivat gestul prin faptul că locuitorii din Harghita și Covasna dau bani la Metrorex.